Vă salut, prieteni dragi, bine v-am regăsit la un nou vlog, numele meu este Alin și așa cum v-am obișnuit, la fiecare sfârșit de săptămână o să vorbim despre favoriții din data de 10 octombrie 2021. Avem în acest vlog și cuplul lunii septembrie, se pare că s-a anunțat puțin mai târziu, dar totuși avem și cuplul lunii septembrie. Nu înainte de a vorbi despre favoriți, nu înainte de a vorbi despre cuplul lunii, vreau ca dumneavoastră să vă abonați în continuare cei care nu sunteți abonați la canalul meu, pentru că este gratis și aflați oarecum informații în avans ceea ce se întâmplă în Casa Puterea Dragostei în timp real. Prieteni dragi, nu o să lungesc mult, maxim 3 minute vlogul, pentru că nu vreau să vă plictisesc, îmi respect abonații și haideți să îi dăm drumul. Se pare că favoriți, după cum bine vedeți și dumneavoastră, în mare parte nici o schimbare, absolut nici o schimbare. La fete avem pe Ile, la băieți avem pe Radu, deci favoriții, dragii mei prieteni, rămân cam aceiași. Oarecum vă pot spune că aceste gale care vor urma de aici încolo, cred că așa or să fie plictisitoare. Se pare că se repetă istoria din sezonul 3, unde favorit suprem era Marinescu și Cristian Comănici când era în casă, se roteau acolo, iar la fete Alexandra, bineînțeles. Se pare că aici Radu a venit în forță din sezonul 3, iar cei de la canal de automat îl pot pune, au și argumente că are susținători în spate și îl pot pune lejer favorit până la sfârșitul sezonului, iar Ile, din punctul meu de vedere, a impresionat cu povestea ei de dragoste, cu povestea ei de victimizare, mă scuzați, la fel cum a făcut-o și Zani la Survivor și a câștigat și el Survivor. Noi românii, în general, votăm cazuri sociale, nu votăm persoanele care sunt în cuplu, din punctul meu de vedere, dar în fine, persoana care părăsește competiția este Diana, pentru că Radu este favoritul suprem. Iar că tot am ajuns la cuplul lunii, cuplul lunii este vorba sau a fost câștigat de către Iasmina și Mihai. Din punctul meu de vedere, două persoane cu bun simț. De ce nu aceste persoane care arată iubire nu pot fi favoritul sau favorita publicului? Asta rămâne să îmi spuneți și dumneavoastră în comentarii, de ce susțineți anumite persoane și de ce nu dați voturile altor persoane care, din punctul meu de vedere, cred că le merită. Prieteni dragi, în mare cam acesta a fost vlogul, vă aștept și pe Instagramul meu. Pe Instagram am pus ultima dată poza cu Alexandra și iubitul ei, acum o să afișez și Instagramul noii concurente și noului concurent, așa că nu ezitați să intrați pe Instagram, cei care aveți Instagram, doar trebuie să scrieți Culise TV, o să vedeți acest profil. Este privat, dumneavoastră trebuie doar să-mi dați cerere de urmărire, iar în momentul în care dumneavoastră îmi veți da cerere de urmărire, eu o să vă accept cererea și automat o să aveți acces și la Instagramul meu. Deci, nu uitați, Culise TV Instagramul, prieteni dragi, numele meu este Alin, iar eu ca de obicei vă doresc multă sănătate și să ne auzim cu bine la următorul vlog. La revedere!